Zăpada căzută ieri în Târgu Jiu i-a făcut din nou pe tinerii pasionați de cai putere să își scoată mașinile din garaj. Unii dintre ei nu s-au mulțumit doar cu o plimbare și au mers în parcările hipermarketurilor pentru a face derapaje controlate pe asfaltul alunecos. Așa se face că spațiul de lângă marile magazine s-a transformat într-un platou numai bun pentru drifturi. Același lucru au vrut să-l facă și alți tineri în urmă cu câteva săptămâni. Din păcate pentru ei, polițiștii serviciului rutier le-au dat planurile peste cap, iar mulți dintre cei peste 20 de șoferi și-au abandonat mașinile ca să scape de amenzi. Cei mai ghinioniști au primit sancțiuni de la oamenii legii pentru că au tulburat liniștea publică.